rugămintea totală la dumneavoastră de a ne susține în demersurile noastre de a scăpa și a elibera câmpina de câinii comunitari, pentru că avem mari probleme în a ne exercita atribuțiunile în acest sens. Zilele trecute am fost anunțat că activitatea a fost îngrădită de către o persoană cu o mașină înmatriculată în județul Vâlcea. Astăzi de dimineață, din ora 7, am fost sunat și am mers la fața locului și am întâmpinat aceleași oprediști, deci o mașină de Vâlcea condusă de un ofițer de la școala militar de la liceu militar de la Breaza, pe nume Ciuhurianu, născut în Râmnicu Vâlcea la Govora, și a de cutierie în Comarnic și obstrucționează activitatea de prindere a câinilor comunitari pe raza municipiului Câmpina. Acest lucru se datorează de faptului că soția lui se pare că e angajată la Doc Project, patroana firmei Doc Project, de fapt cea care se declară iubitoare de animale și președinte sau director la Fundația de Protecție a Animalelor, respectiv a câinilor comunitari. S-a ajuns la o situație cu totul neplăcută, blocând mașina în care erau depozitați câinii care erau prinși pe domeniul public. Am adus la cunoștință organelor de poliție, probabil o să facem și o sesizare. Am discutat telefonic și cu comandantul de la liceu militar și am cerut să ia atitudine față de comportarea acestui om, care este ofițer și ar trebui să aibă un statut cu totul și cu totul deosebit, să nu facă urmăriri, să nu facă filaje, să nu îngreuneze activitatea de prindere a câinilor comunitari. Ceea ce este foarte trist, și fac apel la dumneavoastră pentru că o să fiți solicitați de ei să-i ascultați, este că această activitate e îngrădită în municipiul Câmpina de oameni care n-au nimic comun cu municipiul Câmpina. Tocmai de aceea am insistat și v-am spus că e născut în Govora, are mașina pe Vâlcea, și-a de cutierie în Comarnic, soția lui este născută în Sibiu și-a venit să adopte ieri sau alaltă un câine și n-am aprobat. Aprob adopția de câini pentru persoanele care prezintă documente că sunt și locuiesc în municipiul Câmpina și au casă, deci posibilitatea de a adăposti un câine, și nu aprobăm adopția de câini celor ce locuiesc la bloc, pentru că nu este decât o șmecherie, nu fac altceva decât să pătrundă la adăpost, să adopte câini și să-i elibereze din nou pe domeniul public. Ceea ce este foarte trist este că nimeni n-a cerut adopție de câini, dar de când am început acțiunea de împrejmuire a adăpostului propriu din Valea, de pe Valea Doftanei, de jos de la pod, de la Telega, și am început acțiunea de prindere a câinilor, solicitările de adopții sunt tot mai multe, dar solicitările de adopții sunt făcute de persoane care nu au domiciliu stabil în Câmpina, de persoane care locuiesc la bloc, deci nu au posibilitatea să crească un câine, și trecem printr-o perioadă extraordinar de grea, însă o vom depăși, și așa cum am procedat în municipiul Câmpina cu caii și căruțele, pentru că nu trebuie să se uite că în urmă cu 2 ani străzile municipiului erau pline de bălegari, tot așa o să continue acțiunea până când orașul Câmpina va scăpa de câinii comunitari, pentru că parcurile și spațiile verzi trebuie să fie ale cetățenilor, trebuie să fie curate, fără urmele lăsate de aceste animale care n-au nicio vină, dar care sunt abandonate pe domeniul public de persoane care nu fac decât rău comunității. Deci aș vrea, prin apelul care l-am făcut la dumneavoastră, pentru că știu că o să fiți solicitați, să înțelegeți exact mesajul și să ne sprijiniți, pentru că suntem hotărâți să mergem până la capăt și să eliberăm Câmpina de câini comunitari. Școala militară de la Breaza, comandantul respectiv, altcineva e la comanda cu comandantul fiind în concediu, mi-a spus că o să intervină și o să stea de vorbă cu persoana, dar nu-mi garantează că va rezolva problema. Se pare că e un om problemă.
Cu organele de poliție am discutat de dimineață, am fost sunat acum cu timpul conferinței de presă, n-am putut să răspund. O să stau de vorbă și o să vedem cum vom acționa, pentru că e inadmisibil ca niște oameni care până acum au trăit administrând acești crimi, aducându-le venituri bune sau extraordinar de bune, simțind că le dispare sursa de venit, să ne creeze atâtea probleme. Și spun acest lucru pentru că tot dumneavoastră sunteți cei care interogați oamenii pe stradă și prezentați imagini cu numărul mare de câini din municipiu și în același timp solicitați opinia cetățenilor. Și opinia cetățenilor, ați văzut, e clară. Toată lumea e nemulțumită. Și atunci cerem să fim sprijiniți. Vom merge până la capăt. Aceste 2, 3, 5 persoane care ne îngreunează activitatea o să fie depășite și problema o vom rezolva. Însă ceea ce vreau să faceți este să nu le dați credibilitate și să ne sprijiniți în acțiune prin a populariza faptul că avem necazuri, că suntem împiedicați. Pentru că așa cum ei ies 2, 3, 5 în stradă atunci când noi adunăm câinii, putem să ieșim și noi și să solicităm oamenii care sunt nemulțumiți de prezența câinilor în oraș să vină să ne sprijine în acele momente și s-ar ajunge la o situație neplăcută. Deci se blochează mașini, se apelează la forță, voi să deschidă mașina să elibereze câinii. Deci sunt niște lucruri extraordinar de neplăcute. Eu n-am trăit din a gestiona câini niciodată, n-am luat bani din așa ceva niciodată și nu cred în acești iubitori de animale, pentru că știu că de fapt iubesc animalele, pentru că le asigură niște venituri, poate chiar foarte bune. Și dispariția câinilor după raza municipiului Câmpina le anulează activitatea. Vă mulțumesc!